Salut, dragii mei! Salut, dragile mele! Dacă sunteți pentru prima dată la acest canal, canal anti-age pentru vârsta elegantă, vă motivez să vă abonați. Mulțumesc tuturor care scriu comentarii frumoase, motivaționale pentru mine și chiar sunt recunoscătoare pentru susținerea voastră și chiar vreau să vă spun că vă iubesc pentru aceasta. Mulțumesc Ani și Antonia care mă întreabă dacă pot să folosească acum în perioada de toamnă măștile de înălbire. Și chiar vreau să fac accent astăzi la o mască nouă de înălbire. Desigur că se poate, căci acum este perioada și sezonul de înălbire. Până în primăvară, până în luna februarie, martie chiar. După această vară călduroasă, după atâta bronzare, să zicem, de la soare, acțiunea razelor solare. Ne-am și pigmentat, ne-am și uscat. Deci, toamna, când vine, tenul de la sine, fiziologic, începe să se curețe, să se purifice, să se descvameze, să se regenereze. Dar noi, desigur, că trebuie să-i ajutăm. Și dacă mă urmăriți, suntem acum în programul de măsculiților de înălbire, programul de pregătire pentru unii de peeling, pentru alții pentru măști la domicilii de înălbire, de antipigmentare și împreună facem acest program. Scrii în comentarii cine merge în pas împreună cu mine cu măștile de înălbire. Săptămâna aceasta pentru mine este ultima săptămână înainte de peeling și voi face peste o zi măști de înălbire, pregătirea pentru peeling, peelingul glicolic, care îl fac în toată toamna. Anul acesta voi face 3 proceduri la o săptămână. Voi începe cu procentul de 30, 50 și apoi 70. Cum îmi aplic eu peelingul glicolic de la Filorga, vă las în descriere filmulețul. Dar pentru doamnele care vor pur și simplu să-și înălbească pielea, un program antipigmentar, folosiți aceste măști de înălbire și vă reați. Dacă faceți în săptămână două măsculițe, faceți o mască cu un produs, altă dată cu alt produs. De aceea și vreau că săptămâna aceasta să public trei filmulețe cu trei măști diferite. Toate măștile de înălbire, la fel, le voi atașa în descriere. Mulțumesc foarte mult fiicii mele Corina Ursu, farmacistă cu experiență în Canada, care mi-a sugerat ideea ca la sfârșitul filmulețelor cu măști să scriu rețeta măștii, să scriu ingredientele în limba engleză și probabil așa și voi face pentru o mai clară înțelegere a măștilor. Cu drag, fiindcă eu mă învăț mult de la tine, Corina, și îți mulțumesc foarte mult. Și sunt bucuroasă că mă motivezi și mă susții și îmi dai idei bune pentru canalul nostru, pentru comunitatea noastră. Dar acum să mergem la bucătărie. Iată, acum eu deja mi-am aplicat astăzi masca care vă o prezint și sunt foarte mulțumită pentru ea, dar urmăriți să vedeți ce mască nouă am aplicat și am preparat eu astăzi. O mască antibătrânire, de înălbire, antipigmentare și foarte, foarte bună, foarte, foarte ușor de aplicat, de preparat. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept pe miercuri la o altă mască de înălbire. De ce ne trebuie nouă pentru această mască gustoasă de înălbire? Varză, am luat varză cu foile subțiri, socoasă. Îmi place această varză că este gustoasă și se dă prin rozătoare foarte ușor. Vedeți, am dat prin rozătoare. Am luat rozătoarea plastică. Nu se recomandă să luăm rozători metalici, deoarece varza conține multă vitamina C și se distrug vitaminele. Varza aceasta chiar se dă foarte ușor, că dându-o pe rozătoare, vedeți, chiar și se fărâmă în mâini. Este foarte socoasă și foarte. Puteți să luați orice varză care vă aranjează. Noi avem nevoie de o lingură de masă.
Это eu o să iau porția aceasta. O lingură de masă pentru măsculiță. Restul va merge la sălățică sau la ciorbiță. Iată, aici am o lingură de masă. Voi adăuga smântână. Smântâna este de 10%. Puteți să luați de 10, 20, 15% dacă tenul este mai sensibil. Chiar mai grasă să fie smântână. 10% tot merge. Și adaug. Iată, o lingură de aceasta, de lemn, de ceai. Smântâna are acid lactic, care este foarte bine folosit în înălbirea tenului sensibil și cuperozic. Are o acțiune blândă și acidul lactic împreună cu vitamina C din varză ne va ajuta la depigmentare și la înălbirea tenului. Acum voi adăuga apă oxigenată de 3%, dar fiindcă eu folosesc și interior, mi l-am pus într-un recipient ca să pot să picur. O să picur din acest recipient 5 picături. 1, 2, 3, 4, 5. Apa oxigenată ne va oxigena măsculița, ne va ajuta ca substanțele de înălbire să penetreze bine tenul. Și iată, așa am primit o mască foarte plăcută. Dacă vi se pare că este lichidă, puteți să adăugați făină de uvăz sau făină de cartof, dar nu e de dorit. Mie îmi place așa o consistență mai moale, ușor să se aplice. O să mi aplic acum și întâi să beau un pic de ceai. Mi-am infuziat astăzi ceai Alishan, procurat de la casa de ceai din Ottawa, pe Bank Street 220, mi se pare că. Un ceai super, super. Este un ceai din seria Ulun, care tonizează foarte mult și este strâns în munți la 200 de metri înălțime. De ce vă arăt acest ceai? Fiindcă eu mi-am pregătit aici două discuri pentru pleoape. Îmi voi aplica după mască infuzie de ceai sub pleoape pentru ca măsculița să acționeze mai profund în zona ochilor. Și miroasă varză, miroasă toamnă, miroasă dulce, miroasă plăcere. Și aplicăm măsculița de la decolteu. Iată, mă ridic ca să mă vedeți. Că aici pe decolteu mi s-a bronzat și am două piete micuțe care nu vreau să se mărească. Așa e plăcută. Foarte plăcută mască. O să aplicăm, o să ținem pe 20 de minute, apoi ne preparăm infuzie tot de ceai puteți să vă faceți, sau infuzie de plante, și cu un prosop călduț, leger, foarte încet, alintându-vă, vă înlăturați masca. De mult nu mi-am aplicat așa mască. Iubesc să aplic diferite măști. Deci, săptămâna aceasta, peste o zi, vom aplica măști de înălbire.
plecăm discurile sub pleoape. Le tapotăm bine, bine. Și cam atât. Vă doresc să aveți timp pentru sănătatea tenului vostru. Vă iubesc, vă îmbrățișez și ne întâlnim miercuri la o altă mască de înălbire.